În jur de 50 de persoane vin zilnic să doneze sânge pentru persoanele care au nevoie. Chiar și așa, necesarul de sânge este mult mai mare. Nevoia de sânge este permanentă. În mod normal, în fiecare zi, la centru de transfuzie ar trebui să se prezinte în jur de 100 de persoane care ar dori să doneze sânge, deoarece nu toate reușesc în cele din urmă să fie abilitate în vederea donării de sânge. Există o serie de criterii de evaluare, în urma cărora persoana dornică de a dona sânge este în cele din urmă considerată eligibilă în vederea donării efective. Încă o dată spun, nevoia de sânge este tot mai mare, având în vedere faptul că o serie de intervenții chirurgicale nu se pot desfășura în absența acestor produse derivate din sânge, pe de o parte. Pe de altă parte, ca urmare a creșterii numărului de persoane internate în spital, persoanele care vin să doneze sânge au și anumite beneficii. În urma donării de sânge, conform legislației în vigoare, donatorul beneficiază de 7 etichete de masă, de o zi liberă de la serviciu, 50% reducere abonament pe o lună de zile pentru cei care sunt din oraș, pentru cei care sunt din județ, aceștia beneficiază de decontarea transportului dus-întors de la localitatea de destinat, de origine, până la centru de transfuzie. Persoanele care au donat sânge spun că atunci când s-au gândit să doneze, s-au pus în locul acelor persoane afectate. Ați donat sânge? Da. Pentru ce? Pentru a ajuta asemenii noștri. Ce ați primit însă? Nu am primit absolut nimic, am făcut-o benevol, din dorința de solidaritate și de ajutor pentru persoanele care într-adevăr au nevoie de o nouă viață. Văd că așteptați la rând. Pentru ce? Sigur, pentru afereză, la donare trombocite. Am fost donator obișnuit, dar acum donez pentru cei bolnavi de leucemie, din câte am înțeles, care beneficiază de aceste trombocite. Ați mai donat până acum? Da, am donat. Din 2007, în mod regulat, am început să donez, pentru că am văzut că este mare nevoie și mai ales o cantitate mică care îți recoltează vis-a-vis de cât are nevoie o persoană în caz de un accident, Doamne ferește. Doctorii spun că donatorii de sânge își pot ridica analizele făcute gratuit după 72 de ore.